Donald Trump le-a dat ap israelienilor, anunțul urgent făcut de Casa Albă. Donald Trump nu se va duce la inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc luna viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numărul 2 al diplomației americane, dar sublinierea de fiica sublinierea consiliera sa Ivanka Trump, relatează AFP. Casa Albă a difuzat luni lista delegației prezidențiale care va fi prezent la Ierusalim, pe care figurează de asemenea numele lui Jared Kushner, ginerele lui Trump sublinierei totodată un consilier al executivului pe probleme legate de Orientul Mijlociu, scrie News. Presubliniere dintele american, care a anuncat pe 6 decembrie ce a decis să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului, rupând astfel cu politica predecesorilor săi, a sugerat în ultimele zile ce ar putea să se ducă la ceremonie. Acest transfer, foarte controversat, este prevăzut pe 14 mai. Pentru ca să coincid cu marcarea a 70 de ani de la înființarea Israelului ca stat.